Salut băieți și bine v-am găsit în un episod pe serverul din România, Harold Play. Tot aici cu lingurarul, ne-am tot îmbrăcat așa, mă, trebuie să mergem la gâța, mă, trebuie să facem ceva, chiar nu mai știu ce să mai fac, mă. Am stat așa super ciudat, frate, nu știu cum să mă bag în seamă cu fata aia, Raluca. Ea mi-a zis că trebuie să o sun, să mă vorbesc cu ea, nu știu, chiar mi se așa, mi-e foarte ciudat toată treaba asta. M-am super îmbătat cu Cosmine la seară, m-am dus aici, ce n-am făcut aseară. Și acum seară liber, așa, tot am sunat pe oameni pe așa să văd, chiar nu știu ce să mai fac. Nu știu ce să-i zic, cum să o abordez. Când mi-a dat așa mesaj, m-a lăsat așa cu semn de întrebare, gen, poți să mă sun, când ai nevoie poți să mă sun. Și nu știu de ce să-i zic, ce să fac. Ai, Doamne! Mă duc puțin pe la poliție. Chiar nu mai știu pe unde să mă duc. Cosmina să nu știu ce mai face. Ia să vedem. Mă sună un număr. Alo! Salut! Salut! Cine e la telefon? Bixi? Da, am auzit de la liderul de la Smurk că m-ați căutat. Da, te-am căutat, dar e mai complicată treaba. Vă ascult. Tu... Ce vă pot ajuta? Dar nu mai știu cine e Bixi. Bixi, nu-mi dă numele ăsta în minte, ce e Bixi? Raluca? Raluca, ceva de genul. Sunt prietenul lui Raluca. Ah, prieten cu el. Prieten, da. Mă ia specia pe lângă garajul ăsta, de lângă poliție. Dar mă duc înspre spital, ai putea cumva să ne vedem, genii doi? Da. Și îți explic mai multe. Unde? De du-te spre cum, la jos, la spital, gen, trebuie să te bagi, intersecția asta, cred că mă vezi, e și o cafenea ceva mai micuță pe aici. Cu... Deci, te duci de acolo din parcare, de la poliție, știi că e un garaj ăsta, de se duce toată lumea la el. Și după aia te duci tot în față. Aolo. S-a întrerupt. Aia, hai că vedem care e treaba. Eu îl aștept aici, mă, băieți. Cred că înțelege și să vină aici, intersecția asta. Aaa, păi nu pot să-i trimit eu asta, mă. Nu pot, mă, că dacă... Ah! Trebuie să n-am în telefon, mă, băieți. Și nu pot, după aia pot să-i trimit și coordonatele. Stau aici puțin să văd. Alo, ce s-a întâmplat? Nu e ce problemă. De la Voda. Stai, liniștit. Da. Deci fii atent, de acolo, de la garajul ăla, unde trece toată lumea, te bagi la dreapta și o să fie intersecția asta mare. Cum te duci spre spital, știi? Da, da, da. Îți scurt merge de sal. Ok, ok. Nu, te aștept aici și povestim mai mult. Ok. 10 minute sunt acolo. 10 minute? Aoleu. Ok. Mai are încet, dragă, să mă afoare. Ok, ok, nicio problemă. Hai, te încerc și o să aștept. Da, da, da. Ha, ciao, ciao, te pup. Nu te pup, scuze-mă, mă apuc eu de ăștia așa. Mă zic eu că te pup. Mă scuze-mă. Doamne, ferească-mă. Ia, Cosminele, hai, răspunde-mi. Nu mă lăsa de zbeliște. E Bixby ăsta, mă, nu era aia, mă, de sumăritate, eu știam ceva de măritat, nu mi-aș știu exact. Eu fost împreună cu ăsta. A, uite, mă. Ăsta e Mercedes-ul. Așa. Hai să coborăm, sau unde ne putem povesti? Da, stați numai puțin, să o bag aici în spate. Ok, ok, no, bun. Mă, nu prea am făcut noi cunoștință așa. Linguran, mă, cheamă pe tine? Bixi. Bixi. Așa mi se spune în oraș. Așa. Așa. Nu mai știu din câte... Ce știam eu ultima oară că ai fost cu ea în Sura sau... Ce s-a întâmplat? Nu mai știu exact. Sau mi se pare, sau te confund. Ai fost cu ea, nu? Am fost, da, dar... Am înțeles. Da, 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 da. Sunt colegii de dumneavoastră, nu? Suntem prieteni. Ah, prieteni, ok. Da, cu ceva?
Bun, Am venit poate să salut. aia, da, și eu, poate ai apeluri. Bă, că sunt mine. Cred că vrei să schimbi cu aia. Hai. Adevărat. Dai, te rog eu. Sună-mă mai târziu. Așa. Mamă, stai așa că e mai complicat, două secunde. Da. Stai așa. Alo. Alo. Te aud, dar vezi, nu vorbi, nu, zi așa. Ia zi, ce-i? N-ai nici tu cum să mă ajuți. Păi nu prea am cum, păi ce s-a întâmplat? Nu, frate. Știi de-aseară, dacă am jucat așa, da. Știi tu ce? Așa. Și m-a mâncat pe mine undeva să mă duc tocmai la mama lui Satana. Ok. Vorbește-mi și... ce, dă-te mai departe puțin, că... Și am mers, am dat mașina într-un lac. Și acum sunt lapt aici, pe jos, ah, nu pot, nu pot să fac nimic, că... Hai da, că uite cum fac, ok, nu. Iar tot. Hai că... Nu, nu pot, nu pot. Bine, bine, ne auzim mai no, încolo. No, bun, ok. Bine, bine, pa, 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 pa. Ok, ciao, ciao. Mamă, mă sună și asta, bă, dai. M-am și speriat, m-am panicat rău. Mă, scuze, am și o problemă. Păi și-a fost treabă serioasă sau așa? Cum să zic eu? Nu a durat mult. Deoarece, din câte am înțeles, și-a găsit pe altul. Păi da. Adică așa mi s-a zis la tribunal când am făcut actele de divorț. Aha. Și după aceea n-am mai păstrat legătura. Legătura. Da. Mă, știi care e problema? Poate te super sau nu te super pe mine. Nu, nu. Ideea e în felul următor. Am fost acum câteva zile la penitenciar pe acolo și am văzut-o pe tipa asta, Raluca. Acum oarecum o cunosc, că nu mi-a făcut rost de număr și chestii. Ideea e că m-am super îndrăgostit acolo de ea și... Sunt tipul ăsta, mi-e rușinos așa și am zis că să nu o abordez din prima, să aflu și eu câteva detalii despre ea, pe unde lucrează, ce face și să fac cumva prieten comun cu domnișoara, mă înțelegi? Da, da. No. Și am rezolvat până la urmă, am vorbit cu domnul Alex, cu Cosmin, m-au tot împărțit așa dintr-o parte în alta și după aia m-au trimis la Cosminel. Cred că îl știi, probabil, sau da, nu știu. Da, da, suntem prieteni. No, și cu Cosminel am vorbit așa, l-am luat, bă, ai prieteni sau ceva, știi că nu știam să zic, bă, uh-huh. E cu ea împreună, că nu știau beții, erau așa, e cu Cosminel sau că e cu unul Bixby. Și eram așa, nu Bixby, știu. Bixby. Bixby, Bixby, nu, no, Bixby, nu știu de ce zic Bixby. Mi se spune de a, mi se zice, da, de fapt, da, e asta, asta aplicația asta da, de pe da, telefon. Da, da, da. Probabil din cauza asta, mă scuz că tot încerc să zic cum păi, trebuie. Ce? Înainte să vă sun pe dumneavoastră, vorbisem cu ea, trebuie să mă întâlnesc aici, la da? Barul ăsta, e un bar aici, în clădirea de față. Ideea dacă e... vreți, sunteți bineveni. Ieri făcusem rost de numărul ei. Și mi-a zis, mi-a dat o replică de asta ciudată și a rămas așa puțin paf și nu știu, chiar eram acum, chiar mă gândeam înainte să mă sun tu și la ea gen. Mi-a zis că ia numărul meu și dacă ai vreodată nevoie de mine să mă suni. Păi cred că am venit momentul. Na. Nu știu, ce mă vede iară cine știe. Hai să vedem, nu știu. Deci să nu fie probleme sau ceva, că no, nu prea te no, știu no. pe tine și... Nu, no, niciun fel de problem. Uite, cu Cosmin m-am înțeles că mi-a vorbit cu el și dacă cu tine nu prea am vorbit, îți scoate așa, mă inspirea puțin. Nu știam dacă e pornit sau nu, mai era pornit. Eu zic direct sau dacă vezi că fug din mașină, ca mai... Am înțeles. Stați-mă no. puțin, să o să văd dacă e acolo. Nu știu, să se super panicheze, sau cine știe ce. Ești acolo? Unde am vorbit? Ești unde am vorbit, da? Unde ai plecat? Mă, ți-am zis că vreau să vorbim ceva. Hai că în 2 minute ești acolo. Fii atent aici. Da, ești cu cineva? Ok. E mai bine. Fii atent aici. Să nu ne complicăm. Mă asculti? Da, da, da. Tu, când mergem acolo, mă prezinți, uite, ăsta e prietenul meu, Lingurar. Da, da, da. Nu, nu zici nimic că gen m-a cunoscut sau chestii de genul. Cu ea, știi?
Da, da, da. Ești că avem niște afaceri împreună. Dar ce să facem cu ea, că nu... Salut, Cosmin, mă auzi? Da, te-am sunat, dar e mai complicat. Dar da, știi cu cine sunt acum? Așa. M-a sunat Cosminel. Dar te-am să zic că cum te să facem cu ea, știi? Să nu-și dai seama... Eu i-am zis că am nevoie să mă ajute la ceva și că doar ea poate să mă scoată. Eu recent am fost acuzat cum că aș fi înșelat-o pe soția mea și cum că ea ar fi zis. Am înțeles. Deci vrea să mă ajute cu problemele astea, adică să... Cum o cheamă pe soția dumneavoastră? Sara. Sara? O știu, da, domne. O știu, dar pe tine de așa o știu pe domnișoara. Am fost super fericit că... Da? Am înțeles. Dar... Nu, așa să fie, nu vreau, gen tu să mă prezint, nu te... Nu... Înțelegi? Da, da. Ca să nu se prind după aici că... De un... Care e șansele sau chestii de genul, știi? Probabil o să zică ceva, stai liniștit. Cred că e acolo jos, dacă nu mă înșel. Ia stai așa. Ce faci, mă, Cosminele? A. Ascultă-mă aici. Știi cu cine sunt acum? Cu cine? Sunt cu Bixby. Aha. Nu, și-a vorbit, ăsta, că are o puțină treabă cu Raluca și cumva... E mai complicat, nu știu cum să explic, ideea e că acum iar mă văd cu Raluca. Îți ia la restaurant, ca să înțelegi. A, vin și eu pe acolo sau? Nu. Cum crezi? Nu știu. Eu încerc chiar, înțelegi tu ce vreau să fac. Da, 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 da. Hai. Hai că vin acolo. Te las, nu bun. Da, Cristi. Uite, am ceva treabă cu domnul Lingurar. Mamă. Da, 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 te-ai jucat ceva? Bă, nu știu, bă, dar... Serios, mă? Deci n-aveți idee cum sunt eu acum, scopt rău de tot. Am sunat directorul de la Smurf. Haideți să coborăm acolo, mă încăpem, încăpem pe ei. Îți prieten de-al tău, facem afacere împreună, ceva de genul, ok? Sunteți avocatul care îmi prezintă mie. Ok. Care mă reprezintă. Ok. Opa, ah, mereu am alungat pe căsările astea. Aoleu, aoleu, aoleu. Bun, să încep cu începutul. El este avocatul meu, Lingurar. Bun, Lingurar. Care mă reprezintă... Ne-am cunoscut ieri. Ne-am cunoscut. Da, da. Bun, hai să luăm un loc, avem ceva de vorbit. Ce avem de vorbit? Ia o să vezi. Nu e legat de trecutul nostru sau ceva, o să vezi imediat. Știi că pe scaunele astea nu te poți da. Da, știu, e de lemn, n-are nimic, e de alea mucegăite. Da. Bun. Așa, hai zi. Nu știu dacă știi, acum câteva luni am avut nuntă cu Sara. Așa. Bănuiesc că știi că sigur s-a vorbit prin oraș. Așa. Bun. Și? Ieri am fost acuzat cum că eu recent aș fi înșelat-o pe Sara cu tine. Și cum că tu ai fi trimis acele dovezi, spunând că... Salut. Salut, Cosminele. Ce faci, mă, Cosminele? Tu vii direct așa la băutură? Da, păi îți dai seama, eu am venit să iau bere ceva. Așa, hai zi. Așa, până eu aș avea nevoie, nu, păi eu cum mi-am făcut eu timp să vorbesc cu tine și să-mi pierd timpul cu tine fiecare dată, tu te rog și eu să-ți pierd câteva minute. Nu. Bun. Problema e în felul următor, aș vrea... Așa. Ce vrea? Să o sun pe Sara, dacă se poate. Nu se poate. Nu. Da, Cosmina. Ce-am văzut în oraș, tati? Te-ai însurat cu Sara? Am și divorțat din cauza dumneai. De ce din cauza mea? Așa mă zic, că e... Mai complicat. L-a dat în judecată și vrea să ceară despre gubire, despre... Vrea să se despartă, sunt mai multe chestii la mijloc. Oricum nu mă interesează. Așa, hai. Altceva? Nu, vezi dacă îți dau o sumă de bani să vii la tribunal acolo să spui că... Nu, mă interesează pe mine banii. Ia două secunde. N-am nevoie de bani. Dacă nu, ne putem înțelege. Alo. Alo. Auzi? Da, te auzi, spune. Auzi, o să recurgem la ceau. Ce?
Ce-i? Ce am încă patru? Vezi că tot din altă parte. Astea nu pot să văd nimic în momentan. Stai-mă puțin, domnule. Stai așa. Hai că vorbim, ok? Bine, vorbim. Bun. Bă, în toate discuțiile astea, bă, și ce se întâmplă, mă, tot sună a mea și mor. Cum? Mă, tot sună Andreea, mă. Eu am gândit că eu a fost răpit vărsul. Wow. Dar nu știu care-i treaba, că nu prea sunt așa împreună cu ea, înțelegi? Da, m-am supărat, da, mă. Ideea e că am făcut petrecerea aia de nuntă și azi s-a apucat iară să umble cu toată lumea. I-am zis să nu mai umble cu bebe, cu toți, așa, random. Și s-a dus, cred că a făcut iar tâmpeni și i-am zis că, bă, n-are rost, frate, nu e de relație serioasă, înțelegi? Da, înțeleg, dar nu mai vine așa ca mine. Păi, nu, eu nu sunt pe niciuna, dar vine da, la mine, știi? Am înțeles. Cam așa ar veni. S-a predicat iar. Trei ori cu noroc. Ce zice domnișoara? Bun. Ce să zic? Mici înjurături pe sus. Ah, am înțeles. De tot ce am eu mai sfânt. Am înțeles. Bun, dacă nu merge cu vorba bună. Eu știu că nu te strâmpa și cu sara, dacă mă înțelegi ce zic. Păi nu știu. Da. E cam nasol. Și acum lăsând orice vrăjeală, chiar ți-e să mă împac cu sara? Mamă. Dar ce ai făcut de nu, mă, nu știu, ce că aș fi... Da, Andreea. Ce-am auzit acum? Te-am auzit, mă, te-am auzit din prima. Tot bine. Ce-ați ideea, știi care e? Păi vezi că-s pe ăsta, zi. Știi meu, Claudiu. Da, știu pe vorbul Claudiu, că a fost răpit. Răpit. Nu, da. Ion șmecherul, Claudiu. Știu ce zici. Și mergem să-l căutăm. Păi nu pot, că sunt într-o afacere ceva. Bebe a zis, atunci mă duc cu bebe și cu ceilalți să-l caut. Păi, tot o să-l omoară, că nu știu ce, o să-l las undeva pe câmp. Eu la bani, eu la tot. Nu pe momentan, ok? Eu mi-am cumpărat un câine, să știi, și merg, îl țin la el, la casă și mă duc să-l scot afară, să-l plimb acolo. Okay. Bine, ne auzim, papa. Da, bun, ceau, ceau. Bă, atât ce se ocupă cu mașini, mi-e martor cât n-am umblat cu nimeni. Azi că te știu, curvar. Nici chiar așa. Ai. De când am făcut nunta aia, crede-mă că m-am schimbat cu Cosmin. Măi, ideea știi care este? Că el m-a sunat. Nu știu cine a dat numărul meu și am zis că, bă, te-am căutat. Nu, de la Cristi. Ideea e că eu te-am căutat, mai de acum ceva, e ceva timp de când am... Am fost plecat cu afaceri, am fost în delegații. Da, eu am vorbit mai târziu, gen. Am vrut, m-am supărat atunci. Pe prima oară am auzit de Bixby când ăsta, după aia de tot fel. Păi am auzit și de tine, scuze că nu. Păi și Cosminel, cam no. Prieten, și dar, eu... știi că ai greșit atunci, Cosminele, mi-ai furat-o de sub nas. Da, Păraluca, știi? Da, da, da. Și pe Sara mă înțeleg. Și mi-a zis cumva de Păraluca. Păi nu, mi-a zis... Bă, fii atent aici. Nu știu, cred că mi-am numărul lui Sara. Eu pot, dar și putea rezolva. Am înțeles. Am înțeles. Nu știu. Măcar dacă nu era, știi? Dacă mi-ar mai oferi totuși, a fost o relație frumoasă. Aș putea să vorbesc, nu știu. Dă-te să mă ajut și tu cu domnișoara, dar nu știu ce să fac. Eu încerc să ajut. Bă, nu știu cum să fac. Ideea e că am... Bă, fii atent aici, Cosminele, că tu știi că am fost ieri aici, știi? Știu. Nu, și ți-am zis de asta și... Cumva el a zis că, bă, dar eu chiar am treabă, gen, cu... Cu ea am sunat-o că... L-au divorțat Sara de mine și chestii de genul. Și am zis, păi, hai că ar fi fain, un moment fain și eu să nu zică nimic de mine că ne cunoaște sau ceva, eu sunt avocatul lui, știi, că trebuie să fiu și o sanchi, cum înțelegi? Numai că e cam supărată, pe nu știu ce e făcut de ea așa supărată. Păi și ce ți-o luat sus, ce ți-o zis? Aoleu, pe cum te-o luat, gen? Mă apuc să reproduc. Păi nu știu, dar de ce te-o luat așa, gen? Eu i-am zis, m-am dus sus după aia, am spus să nu ruineze acest moment, doar ce este un moment foarte important. Ai zis că își bagă în momentul meu. Da, i-ai cam direct așa, știi? Păi ai! Da. Ea și bagă, dar și scoate. Am înțeles. Nu. Așa. Singurul care ar mai putea fi de folos în situația asta, cu care bănuiesc că nu s-a certat până acum, e Cosminel. Cosminel? Nu, păi cu Cosminel am vorbit el, mă. Băi, eu chiar nu mai știu ce să fac. Ideea e în felul următor. Hai că vă zic eu, vă dau o explicație. Nu. Ascultă-mă aici. Fii atent aici. Nu, cu... păi și ce mă să iau cu ăsta? Nu sunt atâta de... Eu am pe băiatul cu care ia. Am niște prieteni, eu sunt așa ca voi. Eu nu sunt așa ca voi, domnișoară, așa. Bă, ce faci? Unde ești viața mea? Dacă nu merge nici așa,
îl sun pe Reed și pe Montex, l-au luat pe Alex pe sus, l-au băgat într-un hangar și uitat de el. Pentru o sumă de bani rezolvi orice în orașul ăsta. Pă, eu pot să dau vreo 500 de mii. Pot să dau și eu. Pot să dai și tu, vezi? Mă, ideea e în felul următor. Am făcut rost de numărul ei. De fapt, cred că ți-am zis, am făcut rost de numărul ei și am zis așa, că când ai nevoie de mine să mă suni. Și am rămas, păi, nu știu pe ce că nevoie, mă înțelegi? Ideea că mi-e place de ea, nu că n-am nevoie de ea, înțelegi? Mi-e place de ea. E foarte frumoasă. Înțelegi? Nu știu cum să zic, e greu de explicat toată treaba asta. Dar super așa, nu știu cum să zic, e prima oară gen când umblu așa după o fată. Înțelegi? Fete mai ies în oră. E prima oară când am zis să mă descurc pe pielea mea, mă înțelegi? Nu știu, să-mi scauzi. Păi da, înainte mi-a ajutat bebe mea, mi-a făcea el, știi? Mi-a zis că bă, mă descurc singur, nu mai stau tot să sun și de asta, știi? Chiar nu știu ce să mai fac. Să mi-ai dau un telefon, poate se răzgândește. Iară. Nu știu ce să zic. Dar de tu, mă, Cosminele, că pe mine ce-a făcut cu mine acolo sus. Da. Stai, dar bagă berea aia în buzunarul tău. Mă, pune pe jolul. Da, aș vrea să aud show dată, dar nu știu, e de ok sau să nu părea? Le dă frumos? Dacă le dă frumos, îmi place să aud gen. Ba, atât de frumos. Da, no, eu sunt mai simpatic, nu sunt eu cu înjurăturile și cu ăștia. E indiferent. Adică nu-mi place gen mie gen. Stai că vă arăt eu cum se iau o fată. Cum se iau o fată? Pe ăsta, mă, bă, fii atent aici, dacă nu răspunde, facem așa. Chiar îl luăm pe ăla, ești nebun? Așa fac. Ia stați-vă puțin, m-a dus să dau un telefon. Alo? Ce faci, Raluca Mondiala? A, deci tu să iei așa. Păi știi ce nu zici așa, mă, cu Raluca Mondiala, că... Ce e puțin? Alo? Mamă, și-o veni și asta. Ideea e felul următor, mă. O veni și Cosminele și nu știu dacă era chiar ok. Că cumva s-o prind, zice că băi, am chemat eu sau ceva, înțelegi? Înțelegi, așa o înțelegi. Și acum s-a așa, frate, super. Lasă că facem noi cumva, bă, răpim. Nu știu, frate, vreau să o iau pe asta neapărat. Bă, atâta o să mă complic. Atâta o să fac până o să o iau, mă. Nu știu, nebunesc. Nu răspunde, mă. Bine, nu mi-a răspunde, mă, și în ultima perioadă nu prea răspunde la telefoane, bebe. Tot am încercat să-l sun, să ăsta. Chiar nu mai știu pe cine să-l sun, frate. Grosul. Nu este un grasul. Ce faci, mă, bebe? Lingurare. Dar ce faci? Mă auzi? Da, te aud, te aud. Eu nu te aud. Nu mă auzi. Lingurar. Stai așa. Ce? Mă auzi acum? Ce? Stai așa. Alo, mă auzi acum? Nu. Mă auzi? Da. Ăla e perfect. Mă, ce s-a întâmplat? Că mi-a zis ceva gen Andreea că e răpită. Răpit. Da, bine, da, 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 da. Poți să... Tu ce faci acum? Băi, e complicat rău treaba, nu știu cum să zic. Poți să vii puțin până la mine aici, că avem o problemă. Păi am și eu o problemă, însă... Zim care-i treaba, explică-mi. Nu și poți, ca să telefon, că nu mă mai las, hai că ne auzim mai târziu atunci, salut. Păi? Pa. Nu știu ce face mama mea, mă. Ce e? E putut să... Aolea, am tot orașul după ea, ceva de gen. Știu ce combinație are cu grijă pe acolo. Eu am încercat să vorbesc cu cineva de... E complicat de tot. Voi n-aveți idee. E complicat rău. Fii atent, hai să zic eu altceva. Lași după aia, fii atent aici.
Eu? Am avut o nuntă în... Știi, înainte de toată treaba asta. La Selena cumva? Nu la Selena. Ai, am avut o nuntă. Da, eu am vrut să fac o nuntă, ceva de genul, știi? Aveam o prietenă, o chema Andreea. Nu, și am făcut... Iubita lui Cristi? Nu, iubita lui Cristi, nu e Andreea. E altă, e o Andreea. În fine, nu contează toată treaba asta. Nu, am fost la nunta aia și m-am super certat acolo cu ea, înțelegi? Da, da. Adică i-am zis, s-o petrecut și a început să umble cu alți băieți, se dădea la alții pe acolo. Aveam, am și un prieten de ăsta mai fidel, umbla și cu el. Și m-am super enervat, știi? Da, da. Nu, și am zis că, bă, nu mai... Ai. Și am plecat de la nuntă direct, știi? Și are impresia că și nu, cumva are impresia că încă o meține aia și de ăștia. Bă, cumva mai e șansă, știi? Adică dacă chiar nu reușesc să fac nimic cu domnișoara, asta e, mă întorc înapoi și... În cazul în care reușiți, poate îmi face și mie cunoștință cu doamna respectivă. Da, probabil o să-ți fac cea. Înțelegi și... Da, da. Și acum mă tot sun, că e vărul s-o răpit, că nu știu ce, și l-am sunat pe bebe să văd care-i tău. Da, e verișorul, zice că e răpide, nu știu cine. Cum îl cheamă pe verișorul? Mă, nu știu cum îl cheamă. Mi-am și uitat numele, mă crezi că acum mi-a zis numele și am uitat? Nu mai contează. În fine, verișorul zice că l-a răpit și era acum, îl sunase pe bebe, bă, care-i treaba cu... Că e răpit, știi? Nu știu. De asta e așa, stai puțin. Mă! Bra. Dar de ce erai așa super agitat și nu puteai să vorbești la telefon cu mine? Nu pot, că sunt cu domnul Chestor aici și nu pot să vorbesc. Am înțeles acum ce zici. Ok, bun, hai că te las. Salut, salut. Aveam și... Nu mai zic. Mi-am luat să vorbesc cu el, nu știu. Bă, băieți. Lăsăm, cred că, episodul aici. Și vedem ce se întâmplă tura în episodul următor, ok? Cam acesta a fost episodul, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe și share, că mă ajutați foarte mult. Dacă vă place seria asta super interesantă, nu uitați acolo să dați și pe butonul de like. Eu am fost Davidescu, Lingurar sau cum vreți să ziceți. Și cam asta e, să vedem ce se întâmplă în episodul următor, ce se întâmplă, răpește, nu? Ideea e că o stească să stau, cred că, vreo 10-20 de minute până se organizează băieții și să dau din nou drumul. Pa, 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 pa.